Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trăiască libertatea în Republica Fantastică România. Trăiască. Ați văzut, a fost eliberat domnul Liviu Dragnea înainte de termen, cum era și... Domn Livache, te rog frumos, un pic de respect. Deci, înainte de termen, fusese condamnat la 3 ani și 6 luni, a ieșit după 2 ani și 2 luni. Mă rog, se întâmplă, adică a făcut cât 2-3 din pedeapsă, nu știu, habar n-am. E într-o perioadă de probă acum, trebuie să fie cu minte. A învățat o meserie nouă, mecanic auto, a ieșit convins că e dictatură în România. Mi s-a părut ciudată declarația despre. E o dictatură îngrozitoare în țara asta. Cred că s-a și curentat cât a fost acolo la atelier, dar poate și revine, cine știe. Acum nu știu ce să-i dorim. Vacanță lungă, cât mai lungă posibilă, că dânsul mai are niște dosare care vin pe țeavă din spate și s-ar putea ca perioada asta de libertate să fie de fapt un concediu. Rămâne să vedem ce urma pentru domnul Dragnea. Oricum, ieri evenimentul principal n-a fost eliberarea domnului Dragnea, ci, desigur, aterizarea de urgență a elicopterului în Piața Aviatorilor. Printre glumele, anecdotele, bancurile, poantele care au circulat ieri, a fost și unul care spunea că Dragnea a fost eliberat, de fapt, ca să, el venind de la atelierul auto, a fost eliberat ca să sufle în jiglere la elicopterul respectiv, să repare elicopterul. Și, oricum, ieri la poarta penitenciarului Rahova, înainte de eliberare, s-a strâns multă presă, evident, și simpatizanți. Mulți simpatizanți. Da. Așa și așa mulți simpatizanți. Altceva era pe vremuri când putea să organizeze dânsul meeting-uri și veneau toți îmbrăcați cu cămăși albe aduși de autocare. Erau la serviciu autocare. Mulți. Și da. O parte erau și în fața televizorului că se uitau la elicopter. Nu, să nu-i desconsiderăm pe acești oameni. Au venit să simpatizanți sinceri ai domnului Dragnea, care acum, desigur, este un om cu cazier, e un infractor, dar fiecare simpatizează pe cine vrea. Sigur, asta e, ei îl simpatizează pe domnul Dragnea. Este dreptul lor, într-o dictatură atât de îngrozitoare cum o descrie domnul Dragnea, uite că se pot face și manifestații de susținere pentru dânsul în fața penitenciarului. Victor Marin s-a dus acolo cu reportofonul pornit și a stat de vorbă cu acești oameni. Și vă propun să-i ascultăm, pentru că următoarele 3 minute descriu foarte bine, măcar o parte a țării în care trăim noi. Mă rușine! Păi n-ai mă de ce? Așa, dar de ce sunteți aici? Noi care trebuie să ieșim la pensie, vor să muncim până la 70-80 de ani, că nu mai poți. Și ce legătură are asta cu Liviu Dragnea? Păi are, pentru că... Da, și el ne ajută. Credem că ne ajută. Ce anume vă ajută? Cu pensii, cu alocații, cu... Un trai mai bun. Ce știți despre Liviu Dragnea? Exceptând faptul că va fi eliberat. Ce pot să știu? Știu că e un om bun. Și ce scrie pe pancarta dumneavoastră? Acum trebuie să eliberezi România. De cine să o elibereze? De infractori. Și cine sunt infractorii? PSD-ul ăsta. PNL-ul. Și toată suita lor. Dar apropo de infractor, știți că dânsul e practic... Dar e un infractor mai bun. Președintele României nu este infractor? Dar e un om totuși. Penal, suntem oameni. Toți suntem oameni. Nu contează deci ce așteptăm de la Dragnea? Vă spun eu ce așteptăm de la el. Când va ieși afară, are și el un cuvânt. Păi Andrei ăștia din PSD, păi alții care sunt la bârș, să le mai dea niște sfaturi. Dar știți că o vreme nu are voie să candideze la vreo funcție. Trebuie să dea sfat. Ia uitați-vă, copilul ăla de ce a venit acolo? Pentru o locație. Păi cred că a venit cu părintele. Nu, a venit singur, că nu e cu părintele. Nu mai avem locul de muncă stabil. Că noi i-am zis să plece de aici, să nu se interpreteze. O să vorbesc pe el dacă ziceți că e singur? Se poate? Da, dacă suntem doi majori lângă el, puteți. Da. Păi dumneavoastră sunteți cu la mâneam cu el sau nu? Nu sunt. Dumneavoastră de ce țineți de mână dacă chiar n-a venit cu nimeni? Mai devreme vorbați cu el. Cu mine. Ah, deci n-a venit singur. Eu așa știu că a venit singur, dar dânsul spune că a venit e vecinul meu. A, e vecinul dumneavoi. Asta e altceva. De ce ai venit tata aici? A venit pentru alocație. Așa, cât ai tu alocația acum? 9 milioane. 9 milioane e alocația? Da. Și e puțin? Nu. Chiar așa. Alocația școlară? Da. 9 milioane. Da. Și cât ar trebui să fie? Nu are părinți decât tata. Aș vrea să fie mai mult. Da.
dacă știam că are alocație de 9 milioane, nu vi-l recomandam. Deci, adică a fost un interviu din ăla corectu și am înțeles că are probleme și de handicap, nu? Nu, familia. S-a despărțit soția, a plecat cu alții. Multă sănătate tuturor. Auziți că raportul Constanța a spus tunele acelea de deșeuri care sunt aduse... Întâmplător, da, dar nu văd care e legătura cu Liviu Dragnea. Așa, văd că luați interviu unui copil care de 10 ani, 90 ani, care nu are afară, a venit și el vecin, bunic. Să-l vedea dumneavoastră acum, spuneți. Nu vreau. Ai văzut că nu a fost regizat, așa că nu mai fiți, te rog eu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.